Ce te-a motivat să vii să lucrezi aici ca voluntar? Am fost impresionată de cei nevăzători, că ei pot să lucreze fără să vadă și am fost foarte curioasă să văd cum se întâmplă acest lucru. Și practic tu ești acum ochii unuia dintre nevăzători. Da, eu sunt ochii lui Radu. Și cum îi transmiți vederea ta lui? Eu îi explic. Cea mai frumoasă experiență ca ochii lui Radu a fost la Timișoara. Am intrat pe tatami și am început tehnicile și atunci totul, toate emoțiile mi-au trecut și a fost foarte extraordinar să lucrez cu el. Radu, care a fost o experiență inedită pe care ți-o amintești tu în calitate de karatist? Experiențe frumoase au fost foarte multe. Am fost la Timișoara, am avut întâlniri chiar cu japonezii. Cred că aceea a fost cea mai frumoasă experiență când ne-am întâlnit cu marii maestri din Japonia. Povestește-mi situații inedite din experiența ta de karatist. Una din problemele pe care o avem noi este de așezare în spațiu. Asistenții noștri trebuie să ne explice cum să mergem, ce distanțe avem și nici ei poate nu știu exact ce și cum facem. Și sunt noi în asta ca și noi, poate chiar mai noi decât noi și tineri. Drept urmare, datorită unei mici erori de comunicare între mine și un asistent, m-am apropiat extrem de tare de un arbitru și în demonstrația unei tehnici cu armă, cu bastonul, am fost la câțiva centimetri de fața acelei persoane care a crezut că așa e tehnica. Eu sunt atât de bun încât pot să localizez, încât să nu lovesc. Și am luat aurul la chestia aia. A fost ceva care te-a șocat când ai venit pentru prima dată aici ca voluntar? Nu mă așteptam să întâlnesc oameni cu dizabilități care se descurcă așa de bine și am fost uimit de acei oameni și acum sunt foarte bucuros că fac parte din această echipă și că pot să-i ajut. Cum a fost primul contact cu o persoană nevăzătoare? Primul contact n-a fost ca el să-i explic, ci el trebuia să-mi explice mie deoarece eu nu știam tehnicile și a descurs bine antrenamentul. Poți să-mi prezinți rezultatele pe care le-ați avut cu echipa? De europene am adus în total 3 medalii de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Ne-am întâlnit aici în club cu niște oameni de încredere, ne ajută enorm de mult, pot să ai încredere în ei, nu numai în dojo și în afara dojoului. De ce ați ales să antrenați nevăzători? A fost o provocare pentru a-mi arăta mie că există această posibilitate. Consideram și consider că sunt cele mai vulnerabile la atacuri. Cum apreciați dumneavoastră rezultatele pe care le-au nevăzătorii comparându-le cu a karatiștilor obișnuiți? În primul rând, pentru toată lumea să fie foarte clar, sunt cei mai buni elevi pe care poate să aibă un antrenor de artă marțială. Eu vă vorbesc din experiența mea proprie. Ceilalți nu pot să vă vorbească din experiența proprie pentru că habar nu au. Ei sunt considerați egalii celorlalți sportivi. Care a fost cea mai haioasă și inedită situație cu care v-ați confruntat? Lucram cu niște umbrele la începuturi și fiecare dintre nevăzători a venit cu câte o umbrelă. Evident, la finalul antrenamentului, unii au uitat să-și umbrela și atunci întrebarea mea a fost cine și-a lăsat umbrela roșie? Și evident, răspunsul a fost un hohot de râs. Iar o altă chestie foarte interesantă, noi am avut modulul inițial format de 3 luni și am făcut o demonstrație cu public și cu televiziune și radio și toți sportivii nevăzători și cei care erau asistenții acestora erau îmbrăcați în kimonouri, își făceau încălzirea și la un moment dat unul dintre cameramani vine la mine și zice ok, dar unde sunt nevăzătorii? Și am zis, ai văzut? Asta este toată chestia. Nici să nu-ți dai seama că se poate face diferența între unul care vede și unul care nu vede.